Am revenit, doamnelor și domnilor, au plecat fetele de la Liceul Tehnologic Măneciu, extrem de fericite și au și de ce. Au obținut la aceste preselecții 9 puncte din 10 posibile. Îi am acum alături de mine pe cei de la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, o altă echipă puternică, o altă echipă care a făcut o figură frumoasă la ediția trecută a concursului The Best. Bună seara, copii! Bine ați venit la noi în studio. Haideți să-i cunoaștem pe cei de la Nicolae Iorga. Andra Burdușel de la clasa 9. Bună seara, Andra! Bună seara. Daniel Dosaru, clasa 12-a, bună seara! Bună seara. Cristina Florea, clasa 11-a, bună seara! Și Horatiu Necula, clasa a 10-a. Bună seara! Ce faceți voi, mici copii? Nu văd nicio figură cunoscută care să fi participat anul trecut. S-a schimbat componența? Da. Sper că nu mă înșală pe mine memoria vizuală. Da. Sunteți într-o formulă nouă. Aceeași întrebare pe care o adresez seară de seară, vă adresez și vouă. Ce v-a determinat să intrați într-un astfel de concurs? A fost ideea voastră? V-a aparținut inițiativa sau a aparținut domnilor, doamnelor, profesoare? Fiți sinceri. A fost atât ideea noastră cât și a profesorilor. Cristina, considerați că sunteți la momentul de față suficient de bine pregătiți pentru a răspunde acestei provocări? Pentru că este o provocare să participi la un concurs de cultură generală unde sunt 28 de licee. Ținând cont de faptul că până acum au fost niște întrebări accesibile, cred că ne vom descurca. Să înțeleg că tu ai urmărit preselecțiile de când au început. Nu chiar de când au început. Mă rog, ai urmărit mare parte din emisiuni. Ai răspuns cot la cot cu cei care au fost aici în studio? Te-ai autotestat? Aproape de fiecare dată. Și ce notă ți-ai dat? Câte puncte ai făcut? Câte puncte făceai așa pe emisiune? Mare parte, nu pot estima o cifră exactă, dar... Horatiu? Da. Este, bineînțeles, este o provocare. Am încredere în forțele mele proprii și în ale echipei. Reprezentăm un colegiu de top din județul nostru și cu siguranță vom face o mișcare frumoasă. Și... Voi vă cunoașteți? Da. Sunteți prieteni sau v-ați trezit în formulă de 4? Bună, bună, eu sunt Horatiu, eu sunt Cristina, eu sunt Andra și așa mai departe. Nu, ne cunoaștem. Vă întreb lucrul acesta pentru că lucrul în echipă este unul extrem de important. Sunteți 4 și trebuie să-mi dați un singur răspuns. Atât aici, cât și la competiție dacă vă calificați. Știți lucrul acesta. Da. Sunteți emoționați. Vă văd. Nu vă mai țin de vorbă atunci, răspundem setului de 10 întrebări și discutăm după. Sunteți de acord? Da. Da. De acord. Bun. Tu ești șef de echipă, Daniel, am să te rog să tragi primul bilețel de acolo din bol. Prima întrebare, așadar, doamnelor și domnilor, pentru Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Și am văzut întrebarea cu numărul 11, da? Ei bine, este o întrebare din domeniul arte. Sună cam așa. Câte părți are concertul clasic? Varianta A. 4 părți contrastante ca mișcare. B. 3 părți contrastante ca mișcare. Și varianta C. Numărul părților variază în funcție de inspirația compozitorului. Imediat o să vă dau și bilețelul. Numărul 13, să-l și găsesc. Numărul 11. Numărul 11, îmi cer scuze, aveți dreptate, da. Rămânsese cu 13 de la echipa care a participat mai devreme. Succes! Un minut la dispoziție. Cronometrul încă merge. Avem răspuns. Îl oprim? Da. Îl oprim și ascult răspunsul vostru, primul vostru răspuns. Câte părți are concertul clasic? Voi spuneți? Varianta C, numărul părților variază în funcție de inspirația compozitorului. Da, din păcate nu este varianta corectă. Concertul clasic are 3 părți contrastante ca mișcare. Varianta B era varianta corectă. Nu e nicio problemă, mai avem 9 întrebări, domenii diferite. Te rog. Întrebarea cu numărul 18. Întrebarea cu numărul 18. Imediat. Întrebarea cu numărul 18 sună în felul următor. Principala consecință economică imediată a reformei agrare din 1864 a fost varianta A. Modernizarea inventarului agricol, varianta B. Scăderea producției agricole și varianta C. Creșterea producției agricole. Succes! Mulțumesc! Avem deja un răspuns. Mai aveți 47 de secunde. Sunteți siguri că nu vreți să profitați de ele? Da. Bun, sunt sigur cei de la Nicolae Iorga. Oprim cronometrul și ascult răspunsul vostru. Varianta C, creșterea producției agricole. Varianta C, spuneți voi, din păcate, scăderea producției agricole a fost principala consecință economică imediată a reformei agrare din 1864. Continuăm. Lucrați în echipă, profitați de timpul pe care îl aveți la dispoziție, este sfatul pe care eu vi-l dau. Întrebarea cu numărul 10. Întrebarea cu numărul 10. Mare atenție! Sunt solubile în apă ambele componente ale amestecului. Varianta A, etan, etanol. Varianta B, acetilenă, benzen. Varianta C, metanol, acid acetic. Și varianta D, glicerină și naftalină. Sunt solubile în apă ambele componente ale amestecului. Haideți să vedem care este acel amestec solubil în apă. Avem, și eu vă spun, fac datoria și vă spun că mai aveți 33 de secunde. Eu vă pot lăsa. Cum considerați voi? Stop cronometru, vă ascult. Varianta C, metanol și acid acetic. Într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Varianta C, metanol și acid acetic. Primul răspuns corect dat de voi și mergem mai departe către întrebarea cu numărul 4. Întrebarea numărul 7. 7. Ia să vedem din ce domeniu este întrebarea cu numărul 7. Fiți foarte atenți. O să încep cu un citat. Nu este posibilă o transformare care să aibă drept unic rezultat trecerea de la sine a căldurii de la un corp cu temperatura dată la un corp cu temperatura mai ridicată. Această formulare îi aparține lui. Varianta A, Clausius, varianta B, Carnot, varianta C, Kelvin. Și vă dau imediat și bilețelul. Clausius, Carnot sau Kelvin? Cui aparține afirmația pe care eu am citit-o? – 28 de secunde mai aveți. – 15 secunde. 10, 9, 8, 7. Și oprim cronometrul pentru că se pare avem răspunsul. Te ascult. Varianta B, Carnot. Nu este varianta corectă, varianta corectă era A, Clausius. Și acum am ajuns la acea întrebare surpriză. Nu va fi o întrebare, va fi un personaj în monitorul pe care voi îl aveți în față. Un personaj pe care voi va trebui să îl recunoașteți, la fel un minut la dispoziție, din momentul în care el va apărea pe ecran sau ea, un el. Uitați-vă foarte bine la această fotografie și îmi spuneți cum se numește domnul din imagine. Cristina pare foarte sigură pe ea. Mergeți pe mâna ei? Da. Mergeți pe mâna ei. Oprim cronometrul. Ia spune tu, Cristina, că tu erai cea foarte sigură. Tudor Arghezi. Tudor Arghezi, spune Cristina, componenta echipei de la Nicolae Iorga. Vedem dacă este vorba despre Tudor Arghezi. Într-adevăr, Tudor Arghezi, pseudonimul lui Ion Nae Teodorescu, născut la data de 21 mai 1880, a fost un scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența bodelarismului. Opera sa poetică, de originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. Un răspuns corect, cel de-al doilea pe care voi îl dați în această seară. Mai aveți nevoie de 3 răspunsuri corecte pentru a vă califica și 5 întrebări la dispoziție. Te rog, continuăm. Întrebarea cu numărul 5. Întrebarea cu numărul 5. O întrebare din gramatică. Limba română, așadar. În enunțul "Ploaia de primăvară nu durează foarte mult timp" există varianta A, 4 părți de propoziție, varianta B, 5 părți de propoziție, varianta C, 6 părți de propoziție. Știți? Ploaia de primăvară nu durează foarte mult. Câte părți de propoziție avem în această formulare? – 28 de secunde. Avem 15 secunde. Oprim? Da. Oprim, sunt foarte sigur pe ei, cei de la Văleni. Vă ascult, 4 părți de propoziție, 5 părți de propoziție sau 6 părți de propoziție? Ce spuneți voi? Varianta A, 4 părți de propoziție. Nu! Varianta B este cea corectă, 5 părți de propoziție. Pare rău. Mergem mai departe, către întrebarea cu numărul 7. Mobilizați-vă, trageți aer adânc în piept. Mai aveți 4 întrebări. Întrebarea cu numărul 20. Întrebarea cu numărul 20. Imediat. 20. O întrebare din geografie. Cel mai mare nod orografic din Carpații Românești se află în masivul: varianta A, Rodnei, varianta B, Parângului, varianta C, Făgărașului, varianta D, Retezatului. Imediat să caut eu și... era chiar în fața mea. Știți? Rodnei, Parângului, Făgărașului, Retezatului. Cele 4 variante de răspuns pe care le aveți și 40 de secunde la dispoziție. Ce secunde mai aveți? Stop cronometru, vă ascult. Varianta C, Făgărașului. Din nou răspuns greșit. Varianta B, Parângului, era varianta corectă. Fiți foarte atenți. Începând din acest moment, mai aveți 3 întrebări la dispoziție. Și pentru a vă califica trebuie să-mi dați 3 răspunsuri corecte. Da? Deci mare, mare atenție. Amestecă bilețelele. Varianta 1. Da? Mă rog. Varianta 1. Întrebarea cu numărul 1. Un reprezentant de seama al neomodernismului românesc este varianta A, George Bacovia, varianta B, Traian T. Coșovei, varianta C, Nichita Stănescu. Atenție, reprezentant de seama al neomodernismului românesc. Care din cei trei? Bacovia, Traian T. Coșovei sau Nikita Stănescu? Am nevoie de 3 răspunsuri corecte. Secunde. Și stop cronometru. Vă spun un singur lucru. De răspunsul pe care voi mi-l dați în secundele următoare depinde intrarea voastră în competiție. Deci mare, mare atenție. George Bacovia, varianta A. Traian T. Coșovei, varianta B, sau Nikita Stănescu, varianta C, reprezentant de seama al neomodernismului românesc. Varianta B, Traian T. Coșovei. Este răspunsul pe care voi îl dați. B, Traian T. Coșovei. Ei bine, un reprezentant de seama al neomodernismului românesc este Nikita Stănescu. Îmi pare rău. Noi mergem mai departe, totuși mai avem alte 2 întrebări. Te rog. Întrebarea cu numărul 23. Întrebarea cu numărul 23. Mușchiul umărului este varianta A, mușchiul pectoral, varianta B, mușchiul biceps, varianta C, mușchiul deltoid, varianta D, sternocleidomastoidianul. 4 variante de răspuns, mușchiul umărului. Avem deja o variantă de răspuns. Sigur? Da. Varianta... Oprim cronometrul, avem răspunsul. Vă ascult? Varianta C, mușchiul deltoid. Mușchiul deltoid, într-adevăr, un răspuns corect pe care voi l-ați dat. Am ajuns la întrebarea cu numărul 10. La fel veți vedea un personaj în secundele următoare. Vă uitați bine la fotografie, îmi spuneți cine credeți voi că se află în respectiva imagine. Uitați-vă bine la această fotografie, îmi spuneți cine este doamna din imagine. Avem deja un răspuns. Avem deja răspunsul celor de la Văleni, vă ascult. Gabriela Sabo. Gabriela Sabo, într-adevăr, Gabriela Sabo, haideți să vedem și negru pe alb. Gabriela Sabo, născută la data de 14 noiembrie 1975 în Bistrița, este o atletă din România de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea sportivă. A fost desemnată în 1999 cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună sportivă a Europei. A stabilit record mondial la 2000 de metri în 1998 și la 5000 de metri în 1999 la Dortmund, în Germania. Dragi copii, aveți, mă mai uit odată, aveți 1, 2, 3, 4 răspunsuri corecte pe care voi le-ați dat în această seară. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Probabil că lipsă de concentrare. Din ce cauză lipsă de concentrare? Ați fost 4, ați avut 1 minut la dispoziție, ați ales întrebările. Eu, nu mă înțelegeți greșit, eu încerc să găsesc o explicație, pentru că voi sunteți niște copii foarte buni. Liceul pe care voi îl reprezentați este un liceu, așa cum spuneai și tu la începutul emisiunii, este un liceu de top al acestui județ. Și totuși ceva s-a întâmplat. N-a fost ziua noastră, n-am luat cele mai bune decizii. Sincer, mie îmi pare foarte rău, adică mi-e foarte greu să văd o nouă competiție The Best fără Colegiul Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte. Nu știu ce aș putea. Am să vă las pe voi să vorbiți pe final. Dacă vreți să mai adăugați ceva, spune. Din punctul tău de vedere, ce crezi că n-a funcționat în seara aceasta? Sau ce s-a întâmplat? Au fost grele întrebările, nu v-ați putut concentra, n-ați putut colabora așa cum trebuie unul cu celălalt. Care ar fi explicația? Bine, e tardiv să căutăm explicații, dar totuși. Mai aveați nevoie de un răspuns corect. Probabil că uneori mai avem nevoie și de un strop de noroc. Mai aveți nevoie și n-ați avut noroc în seara asta. N-a fost norocul cu voi în seara asta. Cristina, știu că ești dezamăgită și eu sunt dezamăgită, crede-mă. Da, probabil că emoțiile sunt cauza deconcentrării noastre și... Eu sunt convinsă că la foarte multe din întrebările pe care le-am citit în această seară, voi ați știut răspunsul. Sunt ferm convinsă, nu știu dacă la toate, dar la multe dintre ele voi ați știut răspunsul, dar ceva n-a funcționat. Așa este? Cu ce sentimente plecați în această seară? Dezamăgire. Știam, credeam că putem face mai mult. Asta, acum asta e. Sincer, eu vă felicit, totuși, vă felicit pentru că, așa cum spuneam, reprezentați un liceu de valoare al acestui județ, vă felicit profesorii, pun totul pe seama nenorocului, cum spuneai tu, și să fie un pas înainte, totuși, această experiență pentru voi. Să nu fiți demoralizați, pentru că nu aveți de ce. Sunteți copii buni, copii cu potențial și viața merge înainte, nu-i așa? Așa. Ne vedem la o ediție viitoare mult mai bine pregătiți și poate și cu norocul după noi. Da? Încă o dată felicitări Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, doamnelor și domnilor. Au fost copiii de la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Din păcate au acumulat doar 4 răspunsuri corecte. Ar fi trebuit să dea 5 pentru a se califica. Asta este, viața merge înainte, nu-i așa? Nu privim înapoi. Noi ne revedem după o pauză de publicitate, când aici în studio vin cei de la Liceul Tehnologic Victor Slăvescu din Ploiești. Ne revedem în câteva minute.